Lăudat să fie Domnul! Și încă o dată, lăudat să fie Domnul! Vă invit să deschidem Sfânta Scriptură la Evanghelia după Luca, la capitolul 16, de unde citim cuvântul Domnului începând cu versetul 19. Evanghelia după Luca, de la capitolul 16, versetul 19. Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și în subțire și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. La ușa lui zăcea un sărac numit Lazar, plin de bube, și dorea mult să se sature cu fărâmiturile care cădeau de la masa bogatului, până și câinii veneau și lingeau bubele. Cu vremea săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. A murit și bogatul și l-a îngropat. Pe când era el în locuința morților în chinuri și a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui și a strigat: Părinte Avrame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și înmoaie vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Fiule, i-a răspuns Avram, adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar și-a luat pe cele rele. Acum aici el este mângâiat și tu ești chinuit. Pe lângă toate acestea, între noi și între voi este o prăpastie mare, așa că cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi să nu poată. Bogatul a zis, rogu-te dar, părinte Avrame, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu, căci am 5 frați, și să le adeverească aceste lucruri, ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Avram a răspuns, au pe Moise și pe proroci, să asculte de ei. Nu, părinte Avrame, a zis el, ci dacă se vor duce la ei, se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Și Avram i-a răspuns, dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Amin, amin. Vă invit respectos să reocupați locurile. Permiteți-mi înainte de toate să aduc mulțumiri înaintea lui Dumnezeu pentru harul care mi l-a oferit să pot alături de soția mea Dana să ajungem în mijlocul dumneavoastră. Soția mea e aici, dacă vrea să se ridice doar așa pentru a stâmpăra curiozitatea cuiva, că așa este frumos și se cuvine. Mulțumim Domnului că am ajuns aici. Domnul să vă binecuvinteze. Apoi mulțumim conducerii acestui eveniment, acestei sărbători, în mod special fratelui Merlin Ivancea, cu care ne-am cunoscut anul trecut, în 2022, la Convenția Bisericilor Pentecostale a Românilor din Statele Unite și Canada, la Phoenix, Arizona. Atunci ne-am întâlnit cu fratele Merlin, atunci l-am cunoscut și ne-am conectat și așa am ajuns să vizitez deja o dată biserica de aici, din această localitate, și acum să ajung la acest eveniment. Și dacă nu era pentru insistențele dumnealui, probabil că nu ajungeam aici. Dar oricum, peste voia noastră, peste invitațiile noastre, peste intențiile noastre, este Dumnezeu care stăpânește și care își duce la îndeplinire planul lui și voia lui. Și vreau să cred despre fiecare dintre dumneavoastră, de la California, de la Arizona, de aici, din această localitate sau din localitățile din împrejurim, suntem aici prin voia lui Dumnezeu și aș vrea să cred că suntem aici la dispoziția lui Dumnezeu și dorim în același timp bunul Dumnezeu să ne binecuvintească. Vă salutăm din partea Bisericii Happy Valley sau Valea Fericirii din Phoenix, Arizona, din Statele Unite, în numele Domnului Iisus și dorim ca harul și pacea să vă fie înmulțită și Dumnezeu să vă dea tot ce aveți nevoie ca să slujiți Domnului și să faceți voia Lui și noi răspundem cu amin. Și Domnul să vă binecuvinteze. Încă de când am primit invitația și rezervarea la biletele de avion au fost făcute, am început să mă rog să cer de la Dumnezeu să-mi dea un cuvânt, un mesaj pentru sărbătoarea din ziua de azi. Mesajul l-am primit tocmai pe când eram în Africa, în luna ianuarie. În luna ianuarie,
cu ajutorul Domnului am fost în Africa la inaugurarea bisericii de acolo, locașului de închinare. De atunci am mai fost odată, luna trecută. De fapt, în ultimii 2 ani de zile am fost de 9 ori în Burundi, în Africa, unde slujim acolo prin Harul lui Dumnezeu. Am vizitat mai mult Africa decât România, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu. În luna ianuarie, când am fost acolo, am continuat rugăciunea și am zis: Doamne, se apropie timpul să ajungem la Slobozia Bradului. Doamne, dăm un cuvânt, dăm un mesaj. Și Domnul, nu mai rețin exact dacă a fost într-o dimineață sau într-o seară, dar știu că a fost acolo când Dumnezeu mi-a vorbit și mi-a dat mesajul din textul acesta. Mesajul pe care l-am intitulat Prea târziu. Prea târziu. Știți că sunt lucruri pe care oamenii vor să le facă și sunt prea târziu? Știți că amânarea este o caracteristică naturală a fiecăruia dintre noi. Fiecare dintre noi amânăm un lucru până când n-avem de ales. Nu facem azi, zice, facem mâine și dacă se poate îl facem poi mâine și dacă nu îl facem răspoi mâine. Și până când suntem strânși, suntem presați de timp, până atunci nu facem lucrul respectiv. Dacă mai avem timp, sau dacă trăim cu impresia că mai avem timp, amânăm. De fapt, pe vremea comuniștilor, când trăiam și noi aici în România, am plecat în 1986, era o vorbă: ce poți face azi, nu lăsa pe mâine, lasă pe poi mâine, că până atunci se uită și nu mai trebuie făcută. Asta era zicala. Toți dintre noi amânăm lucruri. Niciunul nu poate să spună: eu întotdeauna le fac la timp. Amânăm, e o slăbiciune a noastră. Și nu e întotdeauna catastrofală amânarea, dar sunt situații în viață care amânarea ne duce la un prea târziu. Și când e prea târziu, cu părere de rău, trebuie să spunem în seara aceasta, când e prea târziu, e prea târziu. Și când e prea târziu, nu se mai poate face nimic. Și când e prea târziu, degeaba plângi, degeaba te chinuiești, degeaba mai încerci să faci ceva că e prea târziu. Avem o pildă în seara aceasta rostită de Domnul Hristos despre doi oameni, unul bogat și unul sărac, deși că nu lucrul acesta a fost foarte important. Important au fost că amândoi au murit, și important au fost că cei doi au mers în două locuri separate. Unul a mers în sânul lui Avram, în mod metaforic descris așa, în rai, și celălalt în iad, în locuința morților. Bogatul a ajuns despărțit de Dumnezeu și în chin. Acolo se trezește bogatul la rugăciune. Îi vine în minte să se roage. În locuința morților începe bogatul să se roage: ai milă de mine. Dorea mult să stâmpere setea. Fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și înmoaie vârful degetului în apă, să-mi răcorească limba, căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Există un prea târziu pentru rugăciune. Există un prea târziu pentru ca să ceri milă, să ceri îndurare, să ceri har. Există un prea târziu. Dar noi nu suntem obișnuiți cu acel prea târziu. Suntem obișnuiți cu încă o șansă, încă o șansă, încă o șansă. Dar vine un prea târziu. Nu mai există milă după moarte. Nu mai există har după moarte. Există un timp potrivit pentru rugăciune. Psalmul 32, versetul 6, ne îndeamnă și cheamă Dumnezeu pe omul evlavios să se roage când? Când trebuie să se roage omul evlavios? La vreme potrivită. Ești o vreme potrivită pentru rugăciune. De ce ești o vreme potrivită? Pentru că ești un prea târziu. Pentru unii care au venit aici
în seara asta s-ar putea cândva să fie un prea târziu la rugăciune dacă nu este astăzi. Semnalul de alarmă nu este de la noi, de la oameni, ci este de la Dumnezeu prin cuvânt. Există un pericol ca să vrei să te rogi prea târziu. Isaia 55 cu versetul 6 spune: căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, chemați-l câtă vreme este aproape. Asta înseamnă că există un prea târziu. Există pericolul de a te trezi să faci ceva când e prea târziu. Iată-l pe bogat, după ce a închis ochii pe pământ și a isprăvit alergarea pe pământ, iată-l pe bogat că face două rugăciuni în pilda asta, nu numai una, două rugăciuni face. Întrebare pentru dumneavoastră: câte din astea două i-au fost ascultate? Că a făcut două rugăciuni și le-a făcut frumoase. Dacă citiți rugăciunile, sunt pioase, sunt elegante, sunt plăcute, sunt normale. Frumos s-a rugat bogatul. Care din astea două i-au fost ascultate? Niciuna. Niciuna. Prima rugăciune a fost vis-a-vis de buzele lui și de văpaia în care se chinuia să primească un strop de apă. A doua rugăciune a fost vis-a-vis de frații lui și mântuirea lor. Se gândea la ei: Doamne, fă, dacă pentru mine nu se mai poate face nimic, Doamne, fă ceva pentru ei, pentru frații mei. Și la amândouă rugăciunile n-a primit răspuns pozitiv. Frații tăi să-și rezolve problema acolo. Este Moise și sunt prorocii, sunt predicatori, sunt evangheliști, este Scriptură. Să-și rezolve problema acolo. Rugăciunile bogatului n-au fost ascultate. Este un prea târziu pentru rugăciune. Ion a fost trimis de Dumnezeu ca să ducă un mesaj din partea lui Dumnezeu la Ninive. Dar pentru că el s-a considerat că poate să toarcă spatele lui Dumnezeu să-i spună nu, a zis: nu mă duc la Ninive, e prea departe, peste 1000 de kilometri, ce să caut eu până acolo, mă urc într-o corabie și plec la Tars. Poate că Dumnezeu nu mă vede, mă ascund pe undeva în etajul de jos al corabiei, de desubt. Se urcă Iona în corabie și îl vede Dumnezeu. Și trimite Dumnezeu furtuna. Și toți oamenii din corabie încep să se roage, fiecare se roagă la Dumnezeul lui. Iona doarme, ascuns. Îl cheamă oamenii la apel: Iona, tu ce faci? Cine ești? Din ce popor faci parte? Ce-i cu tine aici? De ce nu te rogi? De ce nu te rogi? Noi toți ne rugăm la Dumnezeul nostru, roagă-te și tu la Dumnezeul tău. Prea târziu. Prea târziu. Pentru mine acum e prea târziu să mă mai rog. Soluția e pedeapsa. Soluția e judecata, mă aruncați în mare și ați scăpat de problemă, e vina mea. E prea târziu pentru mine să mă rog acum. Acum am o veste bună aici, într-o paranteză. A primit Iona sentința, dar în inima mării, înghițit de pește, în pântecele peștelui, cu capul înfășurat în papură, în iarbă de mare, acolo se roagă Iona și Dumnezeu îi dă o altă șansă. Slăviți să fie Domnul pentru harul său. Dar Iona în corabie nu se ruga, a știut că e prea târziu. Un tânăr pe care l-am cunoscut în Africa acum de o lună de zile, un tânăr din Bistrița care a venit cu noi în misiune, l-am cunoscut și l-am rugat să-și povestească viața și n-am să vă dau multe detalii, că sunt triste, sunt grave. Un tânăr crescut în familie de credincioși, a dus la binecuvântare, a dus la biserică, a ajuns să fie în lume cu droguri, cu bătăi, cu mafie, cu legiune franceză, cu tot ce vă puteți imagina rău. El spunea că numai crimă n-a făcut, dar celelalte pe toate le-a făcut. Nu l-a interesat nici de biserică,
nici de Dumnezeu. De 3 ori închis, a 3-a oară 45 de zile închis. A zis că se pocăiește, dar nu s-a pocăit cu adevărat. A ajuns din nou în închisoare cu 3 ani și jumătate. Ei, acum e prea târziu. Ce să faci cu 3 ani și jumătate de închisoare în fiecare zi, stai și te gândești? E prea târziu pentru ca să ies afară, nu-i prea târziu ca să mă mântuiesc, dar e prea târziu să mă rog, Doamne, scapă-mă, Doamne, scapă-mă. E cam târziu, e cam târziu. Sunt situații în viață când e târziu să te rogi pentru izbăvire. E prea târziu, ca și Iona și ca și tânărul acesta. Dar tânărul acesta totuși s-a pocăit și acum a venit în misiune și a fost bucătarul nostru. Din Bătăuș, arată, e ca un urs. Noi am zis când am ajuns așa într-o situație, dacă mai știe să se bată, dacă ar fi nevoie acolo, dacă ne înconjoară lumea și ar vrea să ne facă rău. Dar am spus asta într-o glumă. Dar dintr-o fiară, dintr-un leu, a făcut Dumnezeu un mel. Toată ziua stătea în bucătărie și tăia vegetale și pregătea mâncare pentru noi. M-am uitat la el și am zis, e mare Dumnezeul nostru. E mare Dumnezeul nostru care transformă oamenii. Nu se putea cădea mai jos decât a căzut, dar Dumnezeu s-a îndurat de el. S-a trezit, chiar dacă din punct de vedere a libertății lui a fost prea târziu să mai ceară eliberare, dar înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu l-a ascultat. Odată am stat de vorbă în aeroport, în fața porții pe care se urcau călătorii în avion. Am stat de vorbă cu un prieten, aveam niște desene, mergeam ca să ajutăm la construcția unei biserici dintr-un alt oraș, dintr-un alt stat, și așa eram de cufundați în discuția construcției și a planurilor, că nu ne-am dat seama și n-am auzit când ăștia ne-au anunțat și pe noi, ne-au anunțat cu numele, că trebuie să mergem, că se închide poarta la avion. Nu ne-am dat seama, n-am auzit nimic, eram în altă lume, eram în lumea noastră cu desenele. La un moment dat zic, mă, cât e ceasul, avionul nostru ar trebui să plece. Wow! Măi, avionul cred că a plecat. Se închidea ușa. Se închidea ușa. Am fugit repede. Doamnă, avem bilete, avem locuri, suntem pe zborul ăsta. Vă rugăm, dar vă rugăm frumos. Îmi pare rău, nu se poate. Doamnă, se poate, come on! Haideți, sunați la pilot, sunați la șef, sunați undeva, suntem aici. Avionul încă nu a plecat, uite, e aici. Da, dar am închis poarta. Dar vă rugăm frumos! Ne pare foarte rău. Nu se poate. Și a trebuit să mergem noaptea aceea, să dormim undeva la hotel, să mergem în ziua următoare cu un alt zbor. Ascultați-mă, frați, surori și prieteni și oameni care poate vă interesează mai mult de Dumnezeu și de Evanghelie. Există un prea târziu pentru rugăciune. Există un prea târziu pentru a cere milă și har și îndurare. Există un prea târziu și te rog să cugeți la acest adevăr. Să nu crezi că va fi un mâine. Să nu crezi că va fi o altă ocazie. Să nu crezi tot timpul că va fi un alt moment. Să nu crezi că ai timp. Am timp. Va fi data viitoare. Există un prea târziu la rugăciune. În al doilea rând, există un prea târziu la evangelizare. Știți ce mi se pare interesant vis-a-vis de bogatul acesta? Cât a trăit, nu l-a interesat de sufletul lui și de mântuirea lui, dar acum, ajungând în locuința morților, el vrea să facă evangelizare. El vrea să se ocupe de mântuirea fraților lui. Mai am 5 frați acasă. Trimite-l pe Lazar. Măcar ei să n-ajungă aici. Aș vrea mântuirea lor. Eu am ajuns aici, nu mai am ce să fac. Dar măcar ei să nu ajungă aici. Știți că după moarte nu mai există atei? După moarte nu mai există atei. Până la moarte sunt oameni care se bat cu pumnul în piept. Oh, nu există Dumnezeu. Mă, voi sunteți fanatici, voi nu știți, dar știința a progresat. Nu există Dumnezeu. Nu există viață după moarte. Nu există rai, nu există iad. După moarte nu mai sunt atei. De ce? Că și cei care ajung în iad devin credincioși dintr-o dată.
când ai ajuns în iad, când ai ajuns în văpaie, când ai ajuns în chin, când îl vezi pe cel rău, când vezi că există, nu mai sunt atei după moarte, dar e prea târziu să te gândești la evangelizarea și mântuirea altora. La mântuirea ta nu se poate să te mai gândești, nu mai poți să faci nimic, dar ce interesant e că nu poți să faci nimic nici pentru mântuirea altora. Nu știu dacă vreunul dintre dumneavoastră de aici aveți sau ați avut rudenii de aproape care au murit nemântuiți, care au murit departe de Dumnezeu. Știți care ar fi dorința lor? Știți care e dorința lor în locuința morților închiși? Știți care e dorința lor? Dorința lor e ca noi să ne pocăim, ca nu cumva să ajungem și noi acolo. Dacă mama ta sau tatăl tău sau bunicul tău au murit fără Dumnezeu și au ajuns în chin, știți care e dorința lor? Ca tu să te mântuiești, tu să te întorci. Nu-i bună tradiția asta care zice, unde o mers mama și tata, o să merg și eu. Cum au trăit mama și tata, o să trăiesc și eu. Unde o să ajungă ei după moarte, o să ajung și eu. Unde ajung toți creștinii, o să ajung și eu. Nu-i corectă, nu-i biblică, nu-i dumnezeiască, nu-i sănătoasă gândirea asta. Iată-l pe bogat, care în locuința morților, în chinuri groaznice, s-a gândit la rudeniile lui. Nu cumva să ajungă și ei. Toți oamenii care au ajuns în iad se gândesc la cei care-s vii pe pământ și ar dori ca oamenii care sunt vii, care au șansă să se pocăiască. Ăsta este mesajul. Există un prea târziu pentru evangelizare. Nu știu dacă ai pe cineva în familie care nu-L cunoaște pe Domnul. Și chiar să facem un test. Câți dintre dumneavoastră aveți un membru al familiei care nu-L cunoaște pe Domnul? Aveți o rudenie mai îndepărtată care nu-L cunoaște pe Domnul? Sau aveți un vecin care nu-L cunoaște pe Domnul? Sau un coleg de muncă care nu-L cunoaște pe Domnul? Vă rog să ridicați o mână. Câți dintre dumneavoastră? Știți că toți suntem. Toți dintre noi. Ori avem un membru al familiei, ori avem un vecin, ori avem o rudenie îndepărtată, ori un coleg de muncă. Avem pe cineva. Există un prea târziu pentru a face evangelizare. Dar nu e azi. Vreau să felicit frații și comunitatea de aici. Dumnezeu să-i binecuvinteze că v-ați gândit la un astfel de eveniment. De ce v-ați gândit la un astfel de eveniment? Dar dacă mai vine un om care aude Evanghelia să se mântuiască, ăsta e scopul, fraților. Un singur suflet e mai scump decât toată lumea asta. O singură viață care e creată de Dumnezeu pentru eternitate e mai scumpă decât toată bogăția acestei lumi, a Americii și a României și a Europei pusă împreună. Toată bogăția pământească din lumea asta valorează mai puțin decât sufletul tău. Pentru sufletul tău, pentru sufletul meu, a murit Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Lui. Și a făcut lucrul acesta pentru că Dumnezeu vrea să petreacă veșnicia împreună cu noi. De aceea ne-a mântuit Dumnezeu. Și evenimente de evangelizare se fac pentru că dacă mai aude un suflet vocea Duhului Sfânt, dar dacă mai aude un suflet vocea Evangheliei și un om se trezește și se întoarce la Dumnezeu. Câtă vreme trăim, azi să faci evangelizare, fraților. Azi roagă-te și vorbește cu copilul tău, cu fiul tău, cu fica ta, cu vecinul tău. Azi stai de vorbă cu cineva, cheamă-l la biserică, vorbește-i ceva din Biblie. Azi este vremea pentru evangelizare. De ce? Pentru că există un prea târziu. Există un prea târziu pentru rugăciune și există un prea târziu pentru evangelizare. Și mai există un final, în al treilea rând, un prea târziu pentru pocăință. Există un prea târziu pentru pocăință. Bogatul a vrut ca frații lui să se pocăiască. Asta e expresia. Nu părinte Avrame, a zis el, ci dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Vrem să se pocăiască, vreau să se pocăiască, pentru mine e prea târziu, bogatul și-a dat seama imediat, e prea târziu pentru mine să mă pocăiesc, dar poate alții să se pocăiască.
El credea că dacă cineva ar învia din morți și ar merge să vorbească cu frații lui, ar crede. Frați și surori, cineva a murit și a înviat din morți. Acel cineva e Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. El a murit și a înviat din morți și viu a vorbit cu ucenicii și i-a autorizat, i-a împuternicit prin Duhul Sfânt în ziua de Rusalii și le-a spus: mergeți și vestiți Evanghelia, faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Iisus Hristos a murit, a biruit moartea și a înviat și El ne cheamă la pocăință. Fapte 17:30, cuvintele Sfântului Apostol Pavel: Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință, adică înainte de a ști, înainte de a auzi, înainte de a cunoaște. Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. E porunca lui Dumnezeu, e chemarea lui Dumnezeu, e invitația lui Dumnezeu la pocăință, pentru că e singura cale de mântuire și salvare, este calea aleasă de Dumnezeu. Sunt convins că toți oamenii vor să se pocăiască după moarte. Dacă este cineva împietrit aici, dacă este cineva împietrit, și tu care ești cel mai împietrit, cel mai împotrivitor, și tu ai vrea să te pocăiești după moarte. Dar e prea târziu. Există un prea târziu pentru pocăință. Pocăința azi, în viața aceasta, este singura cale pentru salvare, pentru mântuire. Am citit despre un băiat, bărbat tânăr de 25 de ani, cu numele Clarence Jackson. Asta e înregistrat în presă și puteți să căutați. Din statul Connecticut, din Statele Unite ale Americii, în luna octombrie 1995, a câștigat la loterie 5,8 milioane de dolari. Dar, pentru că biletul de la loterie l-a pus în buzunarul tatălui său, de care el avea grijă, tata lui era bolnav și cu mama erau în grijă lui, l-a pus în buzunar, și-o stat în buzunarul tatălui său. El n-a știut că biletul lui e câștigător. Și-a durat un an de zile până cumva din greșeală a găsit biletul și l-a pus împreună, că s-a anunțat că cineva a câștigat și nu s-a prezentat să ia câștigul, să ia banii. După un an de zile a descoperit biletul și când l-a descoperit și și-a dat seama că e câștigător, era un weekend deja, era sfârșit de săptămână și a zis: mă duc luni. Și s-a dus luni cu biletul, a fost primit și a fost înregistrat. Când a fost înregistrat biletul câștigător, era cu 15 minute prea târziu, după un an de zile. 15 minute prea târziu. Și doamna de acolo i-a zis: nu cred că se mai poate face nimic. Da, oameni buni, dar 15 minute, come on, hai, fii serioși. Nu-s 15 zile, 15 minute. Da, dar 15 minute. A bătut tânărul ăsta la toate porțile, până și casa reprezentanților din stat. Au făcut o ședință specială și i-au aprobat ca să-i se dea banii, chiar dacă e târziu cu 15 minute. Dar de acolo s-a dus la senat. Senatul a zis, și șeful senatului zice: îmi pare rău, e 15 minute prea târziu, nu ne pierdem timpul cu treaba asta, e prea târziu. Și băiatul a rămas cu biletul câștigător, cu 15 minute prea târziu, vorbind singur până acasă. Prea târziu, prea târziu, prea târziu. Vrei să înțelegi că sunt lucruri pe care le poți face prea târziu și e prea târziu ca să mai rezolvi ceva, și când e prea târziu, e prea târziu, dar dacă e acum, dacă e azi, nu este prea târziu. Marele evanghelist Moody împărtășește și experiența asta cu dumneavoastră, ați citit despre el. În încheiere vreau să împărtășesc cu dumneavoastră acest adevăr. Marele evanghelist Moody, în duminica din data de 8 octombrie 1871,
a predicat Evanghelia la cea mai mare mulțime adunată în Chicago până atunci în audiența lui. Și în duminica aceea a avut un mesaj din Matei 27, mesaj care l-a intitulat după cuvintele lui Pilat, care spunea așa: dar ce să fac cu Iisus care se numește Hristos? Asta a zis Pilat. Și el de acolo și-a făcut o predică. Și a zis: omule bun, vreau să te întreb pe tine, ce faci cu acest Iisus care se numește Hristos? Și a încheiat predica. La finele predicii a zis: oameni buni, mesajul din seara aceasta doresc să rămână în mintea și în inima dumneavoastră și săptămâna asta să vă frământe, să-l învârtiți în inima dumneavoastră și duminica viitoare când ne întâlnim, toți dintre noi putem să luăm o decizie și să luați o decizie ce să faceți cu acest Iisus. S-a despărțit frații și surorile din biserică în seara ce a început marele incendiu, studiați istoria, marele incendiu a orașului Chicago. Timp de două zile, până în data de 10 octombrie, au ars peste 3.000 și jumătate din oraș și au murit peste 300 de oameni. Și s-au întâlnit duminica viitoare la biserică cu mulți oameni care lipseau. Și s-a ridicat Moody la amvon în seara aceea și a zis: oameni buni, vreau să-mi cer iertare pentru că am făcut o greșeală duminica trecută. Duminica trecută am predicat Evanghelia și am spus: oameni buni, gândiți-vă o săptămână și peste o săptămână veniți și luați atunci o decizie. Vreau să vă spun că greșeala asta nu mai fac niciodată. N-am să dau nimănui timp, că nu știu dacă are timp. Pentru că a venit catastrofa, a venit necazul, nu știi ce se întâmplă mâine. N-ai garanția ceasului următor, nu știi dacă o să ajungi acasă, noi nu știm, n-avem nicio garanție că o să ajungem în America, tu n-ai nicio garanție că o să ajungi acasă, ori de unde ai fi venit, și dacă ai venit pe jos de undeva, nu-i sigur că ajungi acasă. Ziua de mâine și clipele următoare sunt în mâna Domnului Iisus Hristos, Dumnezeului nostru. Și Moody a zis: de azi înainte nu mai fac greșeala asta. Fiecare om când aude Evanghelia, atunci să decidă, chiar dacă nu înțelege tot, chiar dacă nu știe tot planul lui Dumnezeu, chiar dacă nu cunoaște toată teologia, toate adevărurile, toată doctrina, dar e suficient să audă glasul marelui și bunului păstor. Este suficient să spună da chemării lui Hristos. Asta este destul. Nu trebuie să cunoști toate tainele din Scriptură ca să fii mântuit. Trebuie doar să te întâlnești cu Hristos, să spui da lui. Pe calvar, lângă Hristos, au murit doi oameni. Unul la stânga și unul la dreapta. Unul dintre ei a fost cu câteva minute mai devreme. Țineți minte că unul dintre ei a crezut și s-a întors la Dumnezeu și a cerut milă cu câteva minute mai devreme. Celălalt a fost cu un minut prea târziu. Un minut prea târziu. Că după clipa morții ar fi vrut el să se întoarcă lucrurile înapoi, să se hotărască. Unul a fost mântuit, celălalt a fost condamnat. Unul a fost salvat, celălalt a fost acuzat. Unul cu câteva minute mai devreme și unul cu un minut mai târziu. Dintre care o să fii dumneata? Sunt decizii care trebuie să le iai azi. Mâine s-ar putea să fie prea târziu. Mama ta, tatăl tău, biserica ta se roagă pentru tine și sufletul tău, tinere. Toți din jurul tău se roagă pentru tine ca să vină ziua în care să spui nu lumii și da lui Hristos. Ce vei face? Ce vei hotărâ vis-a-vis de eternitatea ta? Dumnezeu te cheamă, Dumnezeu te așteaptă. Dumnezeu vrea să facem azi evangelizare, să ne rugăm pentru mântuirea altora și pentru mântuirea și salvarea noastră. Câți dintre noi
Vrem azi să credem, azi să ne rugăm, azi să vorbim lumii despre Hristos, că mâine s-ar putea să fie prea târziu. Câți dintre noi vrem să spunem da lui Dumnezeu azi? Să ne rugăm, să mijlocim, să evangelizăm, să lucrăm împreună pentru mântuirea altora și pentru mântuirea membrilor familiei.